Prieteni. Bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest videoclip o să vă mai arăt iepurașii, cum sunt, ce fac, dacă sunt bine. Aici avem Ieduții, care le-am făcut o mică școală, să zic așa, să mănânce ei singuri acolo, pisat cu tăruțe. Aici avem cei trei, Cala, Ciocolată și Blumi. Toți sunt în regulă, acum ce am venit cu vaca, cum a fost cu vaca în ciurdă, acolo în spate are lucerna, deja am trecut pe lucerna. Aici are granule cu tărâțe. Acum le-am cumpărat ieri, le-am cumpărat încă un sac de granule, fiindcă mi s-a terminat. Și în dreapta avem pe negruța cu pui. Pui, după cum vedeți, nu mai sunt în cuib, ori părăsit cuibul. S-au mutat toți aici. Sau o mamă foarte bună. Toate pufărșenile s-au mutat aici, toți micuții. Sunt foarte degălași. Și am dat tărâțe cu granule, iarbă, adică iarbă cu lucernă, cum a fost în ogradă. Da, mai mult îi dau lucernă, dar data seară a fost așa. Și a fost. Aici avem pe albinuța, cu puișorii ei. Mari și frumușei, cu șorimă, uitați acolo. Foarte, foarte degălași. Foarte frumoși. Așa peste noapte pun placa asta sau ce e asta, așa peste cuib, fiindcă dacă plouă să nu-i plouă acolo în cuib. Cei albinuța care s-a făcut cu minte, nu mai mușcă. Acolo are și tărâțe cu granule. Apa, iarba. Acum de mâine cred că o să-i bag și la negruța aici în hrănitoare. La fel și la iepuraș, ăștia mici, acolo în hrănitoare. Aici avem pe Betty. Sperăm să fie afătat, să fie prins cu Bubu. Și i-am pus iarba, dar eu îi pun de obicei aici, adică mereu îi pun aici iarba, dar ea mereu dă cu ghearele și o mută pe acolo, prăște prin toată cușca. Foarte cu minte e proiecta asta. Nu mai trebuie așa de urechi. Aici are și apa. Albinuța, negruța cu pui și puișorii ăștia mici, ieduții care mănâncă la pisat cu tărâțe de numai, vițelele care mănâncă și ele acolo, se mai bat din când în când, Ela și cu Paula, aici au apă non-stop, aici avem și pe cealaltă. Să trecem și la porci, aici avem ușa improvizată de mine, aici sunt porci, toți doarme de numai, cele patru scrofițe pe care o să le dăm la ieri, nu prea focusează, așa. Aici avem cele două scrofe mari. Astăzi ar trebui Alba să se, dacă ar fi, s-ar fi întors, astăzi ar trebui să umble după vir. Aici avem cei doi, mascul și o femeluță, dorm și ei. Ei am făcut la toți curățenie, dar după cum vedeți, iarăși e mizerie sub ei, adică, na, bine, acum sunt porci, da. Ăla doarme cu limba scoasă. Iar dincolo avem pe Gimberică și pe Cenușăreasa. Gimberică care ieri a fost de ochiat. Eu
făcut mami o țipat cărbuni și o trecut. Aici avem pe cernușăreasa, zimbirică, grasul meu, cum vedeți, e foarte, foarte gras. Asta nu-i dăm, nu-i dăm chiar și mult, îi dăm cam 3 litri de lapte, 3 litri jumate, fiindcă ca să nu facă diaree, adică toată săptămâna asta îi dăm cam 3 litri jumate ca să nu facă diaree și după săptămâna asta îi dăm așa cât poate ea să mănânce, să nu facă diaree cum a fost învățată pe alt lapte. Am adus-o aici, acum la noi, am învățat-o iarăși pe alt lapte și nu facă diaree. Bine că vițaua nu-i slabă, adică mie nu-i slabă acum că acum i-am dat laptele. La gimberică mănâncă cât poate, după cum vedeți, e lat, mai lat ca și palma mea. După ce o să-l vinde, mai cumpărăm încă o vițea, cred că pe el. Da, mai cumpărăm covița după tine. Și încă o prietenă mai cumpărăm. Da. Numai bine pe atunci, pe când peste o lună, jumate, două luni, cam așa, după ce îl înțărcăm pe gimbrică și îl vindem, numai bine o înțărcăm și pe ea și apoi poate vedem noi cu movița sau încă două mai cumpărăm.